Peste 60 de persoane au fost infectate cu virusul West Nile din iunie și până acum. Potrivit datelor transmise de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică de la începutul perioadei de supraveghere a infecției cu West Nile, între 6 iunie și 28 septembrie au fost înregistrate 65 de cazuri, dintre care 63 de cazuri confirmate și două probabile de infecție cu virusul. Dintre persoanele confirmate cu infecție, 8 au decedat. Dintre cele 65 de cazuri cazuri de infecție cu West 35 au fost confirmate la bărbați. În ceea ce privește grupa de vârstă, cele mai multe cazuri, 18 au fost înregistrate la persoane între 70 și 79 de ani, alte 10 cazuri fiind la persoane cu vârsta peste 80 de ani. Potrivit datelor centralizate de INSP, cele mai multe cazuri confirmate au fost în județele Brăila, Dolj, Galați, Iași, Satu Mare și în municipiul București. Decesele au fost înregistrate în județele Bihor, Brăila, Ilfov, Dolj, Prahova, Satu Mare și Sibiu.